Dacă mă pun aici, zici că mă uat pepeni acum. Dar nu știu unde să stau, mă pun direct jos. Salutare și bine v-am regăsit la un nou vlog. Știu că v-am spus la vlogul anterior că dacă adunăm multe, multe like-uri. Și habar n-am câte like-uri s-au adunat, pentru că oricum eu deja continui în aceea zi să filmez, da. Și astăzi o să încercăm pepeni. O să încercăm diferite tipuri de pepeni direct din câmp. Bate vântul, sper să mă aud, sper să nu facă iar figuri, că mă enervează de fiecare dată când filmez. Bate vântul. Da. Și am adunat aici mai multe tipuri de pepeni. Pepene roșu, pepene galben, pepene negru, pepene alb, habar n-am cum e ăsta. Pepene vărgat, de zici că e bostan. Ăsta e pepene galben, dar e crud, dar vreau să vă arăt și vouă cum este. Da, am adunat mai multe aici, asta e să-mi aduc cuțitul special. Bun, mi-am adus cuțitașul, de fapt briceagul. Și hai să începem direct cu pepene verde normal, adică pepene dintre ăsta, sper că e normal. Să dăm așa, să vedem mirosul. Miroase normal, ce să zic, nu știu. Ăsta facem o țăncușă, așa se cheamă. Un triunghi intră la ca la piață și-ți bagă nenea să încerce aici de iași de gustă. Asta nici nu iese, mă. Hai, mă, n-am făcut-o bine. Mai mare, ce naiba. Hai, ieși. E, dar asta e crud. Am luat unul crud. Și e super cald. Pă, deci asta nu e bun, e crud. Îl iau pe ăsta mai mare. Sper, de data asta. Bă, dar e cald, deci mă enervează că... Acum cred că e ora 4-5, cât e aceasta? Nu mai știu, mamă, ce crapă ăsta. Pac. Și trebuia să filmez la crapă direct. Hai că rup așa. Asta e bun. Mamă, dar ce mâine. Asta e pepene roșu normal. Direct din câmp, așa, de la mama natură. Stai aici. Mie îmi place cocoșul, chestia aia numită cocoș din mijloc. Asta e bun, dar e cald. Toți sunt calzi, trebuie să filmez dimineața, dar acum e... Nașpa. Continuăm cu unul de ăsta galben. Ăsta miroase genial. Deci pepene ăștia galben care sunt mai micuți așa și crăpăcioși, care are așa crăpăcioasă de asta. Crăpăcioasă. Dungi dintre astea crăpăcioase. Ăștia sunt genial. Deci hai să facem așa. Stai, iau o feliuță. Mai... Nici ce feliuță e asta, bă, nici nu știi să tai, prostule. Așa. Mamă, ăsta miroase ananas, a banană. Dăm miezul jos. Și... Asta e preferatul meu. Deci, uneori îmi place galbenul mai mult decât roșu, mai ales ăsta care miroase parfum. Zici că e ananas. Asta e criminal. Asta le iau acasă și mănânc tot. Mai e unul galben, dar ăsta nu e crăpăcios și nici nu miroase atât de puternic precum ăla. Ăsta, ia să vedem cum e. Mie îmi plac cel mai mult. Sunt bun și ăștia, dar... E bun. Spre surprinderea mea, chiar e gustos și ăsta. Ăla are gust de ananas, deci. Dar ăsta, nu știu exact, nu prea are gust de ananas. Are gust de pepene galben, normal. Dar chiar e bun. Îl iau și pe ăsta, merge. Iar aici e unul galben. Galben crud, așa arată un pepene galben crud. E un pepene verde la început, spre surprinderea noastră. Și sună gol. De fapt, e tare. Tai așa că mă chinui să-i tai. Așa. Și în interior e tot, e gălbui, verzui. Mamă, miroase a bostan ăsta. Nu-mi place. E crud. Nu e bun. Ala bala portocala. Dar nu avem portocale. Hai să încercăm unul de ăsta negru. Ăștia pot fi ori înăuntru roșii, ori galbeni. Hai să vedem care e ăsta. Deci. Hai, surprize, surprize. Ia să vedem de care e ăsta înăuntru. Galben. Pepene roșu galben în interior. Deci fiți atenți. Ăsta e criminal. Bă, ăsta e criminal. Deci sunt pepeni dintre ăștia cu coaja neagră, care sunt și roșii înăuntru, roșu, roșu puternic, sau galben, galben. Deci am scăpat bucățica aia. Deci uitați-vă, e galben înăuntru. Galben, galben și sâmburii, sâmburi. Mamă, dar ăsta e mișto. Dacă mai vreau o bucățică dintre ăsta. Deci ăsta e la gust, diferă de cel roșu.
nu prea are gust, ca să zic așa sincer, nu prea are foarte, foarte, nu are aromă, nu are absolut nimic. Dar ca și textură exact ca cel roșu, doar că e galben înăuntru, deci e genial și ăsta. Și mai am unul care probabil e la fel, nu-l mai încerc, nu are rost. Mai am aici vreo 2 mititei și hai să vedem și unul de ăsta mic. Bă, să mor tu, exact, deci exact ce ziceam mai devreme. De ăștia negri sunt și galben și roșii înăuntru și ăsta e roșu. De fapt e portocaliu. Hai bun. Deci, ăsta e roșu înăuntru. Dar fiți atenți cât e de mic. Deci e mic, zici că e un măr și totuși e copt. Și e galben. Ce culoare e asta, fraților? Deci fiți atenți, e, nu știu, e galben cu roșu ăsta. Deci e corcit ceva. Asta e corcitură de pepene. Mamă, dar ce bun e. Mamă, deși e cald, e bun. Băi, dar ce bun e ăsta. Mănânc ca un ehalit. Mamă. Mă fac popa, poftă de pepeni, popa. Mamă, o să mă cac pe mine, după aia nu mai e pepeni. Ala am scăpat. Fut, ui. Mamă, ăsta cred că e la fel. Ăsta mic. Ia să vedem, nu, ăsta-l păstrez, ăsta-l păstrez, îl încerc acasă, îi duc și Sabine să-l încerce. Mai am încă unul aici care seamănă bostănel, deci ăsta e, nu știu, nici nu știu dacă e cop, sincer, nu-mi dau seama. Am să-l tai pe jumate, așa, să vedem exact ăștia mici. Deci, habar nu am cum se va face ăsta. Deci nu știu dacă e roșu sau e galben, dar cred că e galben înăuntru, cred că e verde cu... Nu-mi place cum miroase. Miroase a bostan crud. A bostan miroase. Deci nu-mi place nici asta. Luăm alb. Pepene alb. Ați mai văzut pepene alb? Eu am mai văzut, dar de puține ori. Pepene, mamă ce pârie. Hai să-l încerc așa. Îl tai pe jumătate. Deci pepene alb. Pepene alb care e roșu înăuntru. Deci pepene alb care e roșu. Și hai să-l degustăm. Are gust de pepene roșu. Pepene roșu. Doar că e cald. Mă repet din nou. Deci. E cald. Toți sunt calzi. Da. Și mai am aici tot așa, dar mai mari. Mai mari. Deci pepene alb mai mari puțin. Nu am găsit mai mari de atâta. Hai să facem. Aici să vedem asta cum e înăuntru. Poate asta e galben, cine știe. No, e tot roșu, dar nu se pare. E roșu cu galben și ăsta. E roșu cu puțin galben. Iar ca gust e bun. E bun. Nu strălucit, dar e bun. Da. Dar nu-mi place. Asta chiar nu-l vreau. Poate ăsta e la fel, dar e la fel. Da, și cam ăștia au fost pepeni, ca să zic așa, degustarea de pepeni direct din câmp, direct din natură. Și chiar vreau să fac asta de mult timp, adică toată vara am zis, băi, mă duc în câmp și caut cât mai multe feluri, așa, nu? Cât mai multe feluri de pepeni. Și o să le încerc să le degust, bă, deci acum nu vă puteți imagina, sunt prăfuit, sunt lipicios, pentru că înainte am făcut și challenge-ul cu băta, cu pepeni, cu bătaie cu pepeni, ca să zic așa, de fapt, diferite moduri de a distruge pepeni. Dacă... Băi, du-te. Stai că vreau să încerc scuze, dar a venit încă una, deci nu pot să mă abțin, am mâncat mult și am mai degustat și înainte. Da, deci, aveți undeva pe aici link-ul de la clipul anterior, așa că duceți-vă să-l vedeți și pe ăla, cum am distrus pepeni. Da, dacă v-a plăcut, sper că v-a plăcut. Nu uitați să apăsați un like, să vă abonați, să dați pe canalul meu, pentru că o să mai vedeți tâmpenii de genul ăsta. Nu cred că mai vedeți tâmpenii la un nebun, mai nebun ca mine. Da, ok, hai gata cu discursul și încheiem video ăsta aici. Așa că dați un like, un share și așa mai departe, un comentariu. Lăsați în comentariu acolo dacă v-a plăcut și mai vreți chestii de genul ăsta. Deci chiar spuneți-mi sincer părerea voastră. Știu că am fost un nebun în momentul de față, dar vreau părerea voastră sinceră. Așa că am amorțit acolo jos. Îmi strâng catrafusele și măcar. Bine, mai au și vreo doi pepeni acasă ca să mănânce și Sabina și cel mic nu mănâncă acum, dar oricum, cam atât. Numai bine!